vă regăsesc. L-am alături de mine și astăzi pe Iulian Gabor, membru al echipei Beautopia Vital, al Centrului de Nutriție și Frumusețe Beautopia Vital, kinetoterapeut specializat în chiropractică viscerală rusă, în radio, în biorezonanță, în iridologie, în distonie neurovegetativă și are multe, multe specializări pe care le-am tot amintit și pe care nu vreau să le mai amintesc pentru că durează foarte mult. Astăzi vom vorbi mai mult cu Iulian despre biorezonanță pentru că în emisiunile anterioare am vorbit și am disecat în ce constă analiza holistică, în ce constă evaluarea iridologică. Astăzi, Iulian, te rugăm să ne povestești ce este biorezonanța și în ce constă analiza holistică prin biorezonanță. Bună ziua din nou! Nu o să intru în detalii tehnice legate de aparatul de biorezonanță, pot doar să vă spun că există foarte multe tipuri de aparate de biorezonanță. O să vă arăt câteva. Înainte de asta, aparatul pe care îl folosesc în cadrul clinicii Beautopia Vital este un aparat care are o pereche de căști, nu se aude nimic, nu se transmite niciun curent electric, nicio radiație, ci doar frecvențe, precum cele de la radio. În intermediul căștilor, în interiorul căștilor, sunt niște senzori care emit niște rezonanțe optice, acustice și electromagnetice și practic toți analizatorii noștri răspund la aceste rezonanțe, la aceste frecvențe și stimulează doar organul care corespunde cu frecvența emisă de generator. Da? Cam în asta constă. Sunt practic niște frecvențe. Deci nu intervenim sub nicio formă, nici cu radiații, nici cu curenți electrici, cu nimic de genul ăsta, dar doar frecvențe, ca și cum ați ascultat niște emisiuni la radio, doar fără că n-auziți nimic, pur și simplu. Pe de altă parte, sunt și dispozitive ultraportabile, de exemplu, care sunt niște generatoare de frecvență, și softul este pe telefon, de exemplu, aș vrea să vă arăt aici. Da. Este impostat aici, putem să lucrăm pe componenta emoțională, da? De exemplu. Sunt mai multe programe, posibilități pe mușchi și așa mai departe, da? Pe tot ce ține de armonie legată de hormoni, pe reechilibrare hormonală, pe reechilibrare meridian de acupunctură și așa mai departe. Deci avem varianta portabilă. În schimb, ce nu știm mulți dintre noi este că viața înseamnă variație. În momentul în care o celulă este supusă unui stimul constant, paralizează. Ce vreau să zic cu asta? Este foarte important ca celula să nu primească mai mult de 30-40 de secunde de stimul. Adică trebuie să stimulul să varieze în unitate de timp, că altfel corpul se adaptează, celula se adaptează, așa cum se întâmplă și cu medicamentele. Dacă sunt luate pe perioadă mai îndelungată de timp, se pare că produc efectele inverse, pentru că corpul se adaptează și nu mai reacționează, da? Pentru că se produce o paralizie informațională a organismului și atunci aparatele de biorezonanță reușesc să depășească acest lucru pentru că schimbă frecvența în mod constant, la câteva secunde se schimbă frecvența, deci nu rămâne pe aceeași frecvență. V-am arătat două aparate de biorezonanță portabile, vă arăt un alt aparat de biorezonanță, de exemplu, pe care îl folosesc uneori pentru a ajuta la combaterea paraziților la copii. Da? Este un așa numit zapper, are doi electrozi pe care fiecare se ține în câte o mână. Este un ciclu de o oră în care 7 minute copilul sau persoana stă cu electrozi minul, nu se simte nimic de asemenea, o pauză de 20 de minute și așa mai departe. Ce face acest zapper? Transmite niște frecvențe numite frecvențele Hulda-Clark, care sunt speciale pentru paraziți. Adică îi dezactivează. Dacă se ia se face această terapie concomitent și cu o cură de deparazitare, da? Atunci eficiența este și mai puternică și practic în 2 săptămâni sau chiar și mai devreme rezultatele sunt extraordinar de benefice. De ce am apelat și la biorezonanță în paralel cu iridologia și cu analiza posturală? Pentru că ne aduce un plus de cunoaștere și pe deasupra în momentul în care avem, de exemplu, extirparea unui organ, cum ar fi vezica biliară sau
sânul. Dacă mie pe aparatul de biorezonanță îmi rezultă niște o entropie crescută, adică niște valori de la 1 la 6 foarte ridicate, undeva de 5 și 6, mie îmi spune, aparatul îmi spune că acea zonă, chiar dacă vezica biliară a fost extirpată, că încă există problema acolo. Creierul consumă resurse ca să țină, să mențină acea zonă în funcțiune. Deși nu mai există vezica biliară, creierul încă o vede informațional, din punct de vedere informațional, încă o vede acolo și consumă resurse și boala nu s-a rezolvat. Deci omul are în continuare probleme de dischinezie biliară, în continuare probleme serioase legate de absența vezicii biliare. Dar atunci cu ce vine aparatul de biorezonanță? Cu posibilitatea de a șterge această informație. Pur și simplu putem șterge ca cu un burete aceste valori, să le aducem la valori mai scăzute spre 2, spre 3 și creierul încetează să mai consume energie pentru acea zonă care nu mai există. Este foarte important lucrul ăsta, da? Nu știu dacă ați văzut o analiză prin fotografie Kirlian. Dacă tăiem o frunză în jumătate, aparatul fotografiază aura frunzei și câmpul energetic ca și cum frunza ar fi întreagă. E, așa vede și creierul nostru. Pentru el, faptul că membru a fost amputat sau vezica biliară a fost extirpată, nu există. La nivel informațional încă există acolo și energetic. Doar fizic a dispărut, doar 4% a dispărut din acel om, dar 96% încă există acolo, de aceea creierul consumă resurse în continuare. De aceea există simptome de membru fantomă, știți, care se scarpină într-una și oameni care încă mai au probleme cu dureri în dreptul vezicii biliare și atunci aparatul ăsta de biorezonanță vine să șteargă acea informație, vine să reechilibreze corpul pe meridiane. Deci dacă facem, de exemplu, o reechilibrare pe meridiane de acupunctură, este suficient cât să ajutăm omul ăla să se să fie mai robust la boli, mai rezistent, să aibă un sistem imunitar mai bun, să doarmă mai bine. Am avut nenumărate cazuri cu probleme de insomnie rezolvate pur și simplu prin biorezonanță. Am avut recent o doamnă care avea dureri în tot corpul. De 8 luni umbla pe la Târgu Mureș, pe la Iași și nimeni nu-i dădea de capăt. Și atunci, printr-o analiză de biorezonanță și o corecție de biorezonanță, după o singură ședință, la 3 săptămâni distanță când a revenit doamna, nici măcar nu o recunoscuse în fizic. Nu știam cine e și am zis să am ședință cu dumneavoastră, am treabă cu dumneavoastră, ce, păi da, trebuia să vin astăzi. Păi cine sunteți? Sunt doamna Cutare. Doar că am slăbit 8 kg. Păi de ce ați slăbit 8 kg? Ce ați făcut? Păi acum ați făcut ședința de biorezonanță, am luat cele 2-3 suplimente pe care mi le-ați recomandat și am luat niște ceaiuri și am slăbit foarte bine și nu mai doare absolut nimic. Deci dânsa era practic într-o congestie limfatică severă, cu mulți acizi, foarte mulți acizi, care o iritau, aveau fibromialgie din punctul meu de vedere, nu sunt medic, dar din cunoașterea mea cred că asta era, o durere musculară perpetuă, peste tot. Și scăpând de excesul acela de limfă toxică prin stimularea sistemului limfatic prin biorezonanță, prin niște suplimente și niște ceaiuri care ajută la drenajul limfatic, uitați că în 3 săptămâni femeia asta a slăbit 8 kg și a scăpat în totalitate de durere. Deci asta este un caz excepțional pentru că s-a întâmplat într-o singură ședință. Da? Dar sunt multe, multe alte situații similare, cele mai multe sunt legate de insomnii, de dureri de cap. Eu făcând și puțină chiropractică viscerală, redau mobilitatea organelor, pentru că organele trebuie să culiseze unul pe altul, da? Aici în abdomen. Să nu uităm că tot în abdomen avem și 80% din sistemul imunitar. Aici se generează. Deci dacă intestinele sunt spastice, dacă organele sunt lipite, deshidratate, sunt spasmate din cauza acelor inele de stres pe care le-am văzut în iris, acele inele de stres îmi generează spasm la nivelul organelor interne, da? Și dacă mai contribuie și deshidratarea cronică și sedentarismul și componenta emoțională, deci când organele s-au lipit, nimic nu mai funcționează bine în zona viscerală, da? Poate să se ajungă până la deces. Și atunci eliberarea fascicilor, a organelor la nivelul visceral este extrem de benefică pentru că efectiv contribuie la prelungirea vieții. Și
De aceea vă invit să vă hidratați foarte bine, să faceți mișcare în mod regulat, gimnastica coloanei vertebrale. Mersul nu înseamnă gimnastică, mersul înseamnă supraviețuire, de exemplu. Deci o gimnastică efectivă a coloanei vertebrale, sunt foarte multe exerciții, noi vă putem oferi niște link-uri către anumite exerciții foarte bune pentru coloana vertebrală, care nu pun în pericol un om sănătos sau chiar și cu dezechilibru la nivel de coloană vertebrală. În schimb, fără hidratare constantă, da? Cu apă plată, cu apă de bună calitate și cu alimente care aduc un aport nutrițional, nu aduc mâncare, hrană, aduc nutrienți la nivel de celulă. Da? E, acolo trebuie lucrat și încetul cu încetul, dacă ne schimbăm puțin și mentalitatea și modul de a vedea lucrurile, deci ce țin de percepția noastră, sunt șanse foarte, foarte mari ca orice organism, atâta vreme cât este viu, să-și revină, de, poate doar dacă este în stadiu final și atunci e altceva. Iată cât de important, atât, da, mulțumesc mult, Iulian, iată cât de importantă este prevenția, da. Cât de important este să accesăm aceste servicii pe care tu ni le oferi și de unde putem culege foarte multe informații în ceea ce privește sănătatea noastră pe termen lung și cum să ne păstrăm sănătatea și cum să avem o viață bună, că până la urmă despre asta este vorba, să fim bine noi cu noi. Mulțumim, vă așteptăm în cadrul Centrului Biotopia Vital să ne accesați serviciile, lăsăm numărul de telefon pentru programări în descrierea acestui video și să ne vedem cu bine în emisiunile viitoare. Toate cele bune!